Cum ați primit vestea retragerii lui Rafael Nadal? Dom'le, n-am primit-o. Asta o știam de vreo 2 ani de zile. Ba mai mult decât atât, la un moment dat am și mi-am spus, băi, Rafa, totul are un sfârșit. Depinde numai de tine. Nu trebuie să te gândești că trebuie să-l fac, că sunt în top, că sunt în jos, că tu ești unic. Și atunci îl faci când crezi tu că nu știu ce. Dar vezi că capul vrea. Dacă mă vor și picioarele și corpul, e altă treabă. Pentru mine, personal, Rafael Nadal rămâne, ce am spus întotdeauna, un om deosebit, un sportiv care nu are națiune, a devenit cetățean al lumii cu mult, cu mult timp înainte. Și o să mă duc, orice s-ar întâmpla, să-l văd la această cupă Davis, dacă joacă, nu joacă, irelevant. Și m-ar interesa să stau de vorbă cu el un pic, să văd ce are în cap pentru viața care îl așteaptă. Pentru că acum începe viața omului. Până acum, omul ăsta de la 13 ani n-a avut viață. A avut o altă pasiune. Și pasiunea asta l-a costat 8 ore, 9 ore, 10 ore pe zi și trebuia să știe ce vrea poi mâine. Dar încă o dată, totdeauna am spus, auleu, 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 ce se întâmplă într-un viitor. Foarte adevărat, au fost ăștia 4, de fapt 3, care au fost complet separat de o parte de tot ce s-a întâmplat până acum în tenis, însă dacă ne întoarcem înapoi și ne gândim puțin la McEnroe, Năstase, Borg, totdeauna au fost cineva. Iar cum am spus, atâta timp cât ești un sportiv, te iubește toată lumea, în special la nivelul ăsta. Toată lumea te iubește, nu știu ce. Dacă de mâine începând te mai și respectă după ce te-ai mers, ai făcut bingo. Ai făcut și Harvard, ai făcut și Stanford, ai făcut și London School of Economics și Ministerul de Externe, oriunde ce vrei. Nadal ar fi un antrenor extraordinar. Sper să nu se apuce de treaba asta, ar fi prea măruntă pentru el. Ar fi un ambasador politic, dacă vreți dumneavoastră, independent politic. Nu există așa ceva pe lumea asta. Cine vă spune că sunt independenți, sunt politici în orice caz. Dar poate să facă ce vrea. Poate să facă ce vrea. A făcut mult pentru caritate, a făcut mult pentru copii. Și asta mă încântă, că îi plac treburile astea cu copiii. Spuneți că sunt 3 care au dominat tot timpul tenisul în istorie. Cine credeți că vor fi? N-au dominat tot timpul tenisul din istorie. Dacă mă întorc înapoi, eu cred că e un singur dominator care, într-adevăr, are performanța. Cine a făcut Grand Slam până acum în sportul ăsta? Rod Laver. Nimeni altcineva n-a făcut. Nici la fete, după ce Steffi Graf, n-a mai făcut nimeni nici la fete. Și după Rod Laver, când i-am cedat meciul, că era prieten cu mine de la 2 seturi la 0 la Roland Garros, n-a mai făcut nimeni Grand Slam. Deci nu mă lua cine este. Trebuie să compar lucruri care sunt comparabile. Tenisul de astăzi nu se mai compară absolut deloc cu tenisul de acum 20 de ani. Nu de acum 50 de ani. Și atunci vine apoi și spui, da, au fost 3 personalități care, din punct de vedere etică, morală, nu știu ce, s-au menținut absolut corect. Corect. Sunt 3 miliardari care nu se visa pe vremea când luam 2 dolari sau 2 euro, sau nu era euro, dar erau lirele sterline la Wimbledon pe zi, ca să jucăm, nu se vindea toată lumea la treaba asta. Și sunt 3 personalități care sigur au fost pe sticlă și în popularitate mult mai mult, cu tot respectul care l-am atât pentru Messi, cât și pentru Ronaldo sau orice alt sportiv. Simona a revenit pe teren cu o victorie, apoi a pierdut. Urmează un nou turneu pentru ea la Hong Kong. Domnilor, încă o dată, eu nu pot să spun decât din experiența mea, după 59 de partide din luna mai până în luna decembrie câștigate,
toate turneele câștigate, inclusiv French Open, US Open, numai un meci pierdut la Wimbledon de Vilas în 1977 și a luat 2 luni de vacanță. 2 luni de vacanță, în care mai și nota, mai și fugea. Mi-a trebuit un an de zile, un an și ceva, era deja destul de în vârstă, avea vreo 30 de ani aproape, ca să îl aduc nici unde a fost, dar pe aproape. Deci, după părerea mea, îți trebuie cel puțin 50 de meciuri, cu calificări, cu tot ce vrei dumneata și o secvență logică a competiției. Că altfel, fără competiție, fără unul sus acolo care zice 0-15, la 15 sau nu știu ce, nu contează. Nu contează când intri acolo și treabă cu capul. Deci, Simona, dacă asta își dorește, asta să facă.